Bine ne-am regăsit la Bucătăria Fără Granițe. Vom găti împreună astăzi o rețetă de inspirație japoneză pe nume tonkatsu. Să nu vă sperie denumirea, este destul de războinică, dar tonkatsu înseamnă pur și simplu cotlete de porc. Rețeta tradițională se gătește cu un pesmet special japonez numit panko. Panko are caracteristica că este pe bază de pâine fără coajă, numai cu miez alb și din cauza aceasta învelișul dat de acest pesmet este un pic mai aerat și crocant. De asemenea, japonezii folosesc un muștar special numit karashi. Acest muștar este iute pentru că este amestecat de obicei cu wasabi sau hrean. Bun, noi vom face adaptări și anume vom folosi un pesmet obișnuit. Avem aici muștar și wasabi ca să putem amesteca, să reproducem un pic muștarul japonez. De asemenea, vom folosi un sos un pic mai puțin obișnuit pentru bucătăria japoneză și anume un sos pe bază de suc de roșii și de sos Worcester. Hai să recapitulăm un pic ingredientele. Avem nevoie deci de câteva cotlete de porc dezosate care să aibă cam 2 cm grosime. Avem nevoie de o lingură și jumătate de sos de soia, de 2 căței de usturoi tocați mărunt, o lingură de mirin, și anume mirin este un vin de orez, dar dacă nu-l avem la îndemână putem folosi și vin alb sec. Avem nevoie de pesmet, cam o cană de pesmet, de 80 de ml de sos de roșii, un ou, o lingură de sos Worcester, o lingură de semințe de susan, o jumătate de linguriță de pastă verde de wasabi, o linguriță de muștar, 2 linguri de sake, pe care la fel îl putem înlocui cu vin alb, și un amestec de frunze de salată, varză tăiată fideluțe, firișoare de morcov, care vor fi garnitura acestei rețete. Primul pas este tipic asiatic, și anume vom marina carnea. Marinada este foarte simplă, și anume folosește o lingură de sos de soia, mirin și usturoi. Bun. Carnea se pune, se amestecă bine, bine de tot. O lăsăm la marinat minim 30 de minute. Ceea ce este important este ca din când în când, adică o dată la 5, la 10 minute, să venim și să o mai amestecăm, astfel ca bucățile de carne să vină într-un contact cât mai intim și cât mai uniform cu ingredientele din marinadă. Ne revedem deci peste jumătate de oră. A trecut jumătate de oră, carnea s-a marinat, am mai întors-o între timp. Haideți să înaintăm. O să bat un pic oul. Atât ajunge și o să încep să-mi pregătesc frontul de lucru. Se trece deci fiecare felie de carne prin ou. Motivul îl știți cu toții, se scurge bine ca să adere bine pesmetul. Cum v-am spus, nu folosim pesmet japonez, folosim pesmet al nostru, dar sper să obținem un rezultat la fel de bun. Așa, să trecem mai departe. Vom încinge
cam 2 linguri de ulei. Când uleiul este încins, se vor prăji felile de carne cam 4-5 minute pe fiecare parte, până ce învelișul este crocant și rumenit, iar carnea este făcută. Cât timp se vor prăji bucățile de carne, o să prepar un sos și o mică salată, o garnitură care să meargă bine cu bucățile de carne. Vă spuneam că rețeta este de inspirație japoneză. Și când am spus asta, m-am referit nu numai la faptul că folosim un alt fel de pesmet și un alt fel de muștar, oarecum improvizat, dar eu sunt convins că va ieși destul de apropiat de cel original. Dar folosim și suc de roșii, ceea ce nu este tocmai tipic pentru bucătăria japoneză. Însă, în rețetele japoneze care se transmit mai departe către Occident, sunt introduse de fapt de multe ori și ingrediente care se potrivesc mai mult cu gustul europenilor și cu gastronomia occidentală. Sosul de roșii, sucul și ketchupul chiar, fiind unele dintre aceste ingrediente. De asemenea, sosul Worcester, care este foarte, foarte folosit în Statele Unite și în Europa Occidentală, dar care are la bază și ingrediente tipice zonei Asiei de Sud-Est, cum ar fi tamarindul. Bun. Uleiul este încins. Vom prăji bucățile de carne, toate trei odată. Dacă ar fi fost mai multe, am fi avut nevoie de două tranșe, ele nu trebuie să fie prea înghesuite. Vom prepara sosul cât timp se prăjește carnea. Am spus că folosim un ingredient mai apropiat de cultura gastronomică occidentală, și anume sosul de roșii. Avem nevoie cam de 6 linguri. Sos de soia cam jumătate de lingură. Sos Worcester, cam o lingură. Miroase foarte frumos, usturoiul care a fost adăugat în marinadă dă o aromă foarte prietenoasă. Spuneam despre muștarul japonez karashi, care este un muștar iute pentru că este amestecat cu wasabi. Vom amesteca și noi un muștar clasic de masă cu un pic de pastă wasabi. Miroase foarte, foarte frumos, este un miros care îți destupă nările, în același timp este îndeajuns de puternic. Și două linguri de sake. Încă o dată, dacă nu aveți la îndemână sake, mai ales că este și foarte scump, neapărat folosiți un vin alb nu prea dulce. Un vin alb demisec este cel mai bun. Carnea s-a prăjit, sosul este super amestecat și omogenizat, așa că putem trece mai departe. Probabil că v-ați dat seama ce voi face în această tigăiță. O să prăjesc câteva semințe de susan. Între timp, o voi ocupa un piculeț de carne. Anume o voi felia. Tăiați feliuțele cât puteți de subțire,
cât vă permite carnea și ascuțișul cuțitului. În orice caz, cu grijă să nu se sfărâme aceste feliuțe. Cred că este de ajuns pentru o porție. Bun, s-a încins și tigăița. Câteva frunze de salată și de varză. Câteva firișoare decorative de morcov, un pic de sos deasupra, de sos și peste carne. A început să rumenească și semințele. Eliberez un pic masa ca să puteți vedea tonkatsu, și anume cotlet de porc grosuț, dat în pesmet, prăjit. Bine, înainte a fost marinat, știți foarte bine, cu un pic de sos de soia, cu un pic de mirin și cu un pic de usturoi, alături de verdețuri, varză, salată la alegerea dumneavoastră, un pic de morcov, stropite cu un sos pe care l-am preparat din suc de roșii, sos Worcester, un pic de sos de soia și sachie, și am adăugat muștar iute, neapărat iute. Puneți-ne un pic, alegeți muștar cu hrean, se găsește pe piață, sau dacă aveți wasabi și mai bine faceți acea mică combinație pe care ați văzut-o la mine, și serviți totul presărat cu semințe de susan, un piculeț prăjite pentru un plus de aromă. Este o rețetă foarte simplă, foarte rapidă, cu excepția acelei jumătăți de oră în care se marinează carnea, și foarte ușor de preparat acasă de fiecare. Putem, cu un efort minim, să mâncăm o mâncare japoneză, foarte bună la gust, foarte aromată și un pic mai deosebită față de ceea ce mâncăm zilnic. Tonkatsu, poftă bună tuturor!